Bună dimineața! Uite, golani, vulpoi ăștia, doi. Ăștia sunt niște bandiți. Vreau să încep să vă spun prima dată că pasărea de ieri trăiește. Am ținut-o până pe seară în acea colivie. De fapt, este un bol în care se pune pâinea. Colivie improvizată. Și o să vă las un mic film. Prima dată a zburat până acolo și după aia și-a luat zborul. Sper să mai vină pe la mine și să încânte. Ia uzi. O fi ea. Oricum am salvat-o. Ăștia, cred că zilnic prind, dar în general, păsări mai mari. Au prins acum o săptămână și o coțofană. Aia este de doar cât ei. Dar în gașcă fac echipă bună. Vulpoi. Da, pasărea trăiește. Ia auziți. Nu știu dacă este ea, dar trăiește. Bun, eu am fost la cumpărături. Azi o să gătim, este superb afară. O să fac un orez, un piraf, de fapt, în stil asiatic, cu ceva pulpe de pui. O rețetă simplă, dar foarte, foarte gustoasă. Seamănă foarte mult cu ce facem noi, dar condimentele sunt puțin diferite. Da. Mi-am luat și o tigaie nouă, să vă arăt. Am căutat de-asta cu teflon. Sau, nu știu, marmură, nu știu ce naiba, fică. Nu-s bune de nimic. Eu am căutat de inox, dar era foarte scump, era aproape 100 de euro. Dar aia te ține, o ai 20-30 de ani, o cureți, e nouă. Și în bucătările profesionale se folosește numai inox. Astea, în 6 luni s-au dus. O să vă arăt. Da, îmi pregătesc ingredientele, spăl puiul și ne apucăm de treabă. Am aici pulpe superioare, dezosate. Le-am ținut în apă rece să iasă sângele. Ce mai am interesant? Am aici ceva stoc de găină. Eu când fierb mai mult o găină mai mare, pun mai multă apă și îmi rămâne și ceva stoc. Asta este minunat. Am orez, colosal zice. Ardei de două feluri. Ardei iute, ăla nu-i foarte iute, dar e foarte aromat, ghimbir, usturoi, lămâie, aici nu le-am pus eu cum trebuie, am ulei de susan negru, sos de soia, ulei de măsline, boia și chimion. Par multe, dar le aveți și dumneavoastră, cred că 95%. Da, prima dată o să scurg pulpele și le condimentez, vreau să le las la frigider cam o oră, jumate, două, am tot timpul. Pulpele spălate, scurse, acum le condimentăm. Cu ce să încep? Boia dulce, tot în dimineața asta am găsit, în sfârșit, nu mai pusesem de mult la sel gros, am găsit chimion și am luat o pungă mare. Interesant este că aveau și chimion semințe. Eu până acum doar măcinat am văzut și tot măcinat am cumpărat. Uite așa. Bun. Ulei de susan. Dacă nu aveți, puneți de măsline, de floarea soarelui, de care aveți. Mișcă pisoi masa. Sos de soia. Zeama de la jumătate de lămâie. Nu lăsăm nicio picătură. Păi ce mișcă ăștia masa. Plecați-vă de aici. Băi, vă tai mustățile. Și puțin sare. Și acum o să le amestec.
Să vedeți ce culoare faină o să prindă. De la soia, de la condimente. Le amestec eu mai bine și le las așa cam o oră jumate la frigider. Da, atunci îmi tai legumele, pregătesc oala mea cea nouă, o spăl și dăm drumul la rețetă. Am spălat 2 ardei iuți, un ardei gras așa roșu, unul galben, o ceapă, 3 căței și puțin ghimbir. Din ăsta o să pun doar jumătate. Ceapa medie, na, puneți după gust. Tigaia cea nouă pe foc este de la Heiner, nu știu cum se pronunță corect. Noi românii trebuie să știm toate limbile, dacă nu pronunți în germană ceva bine, ești un neștiutor, dacă nu pronunți în franceză bine, ești un prost. Singur popor, ceilalți pronunță exact cum se citesc, sau pe limba lor. Noi trebuie să le știm pe toate. Uite, eu nu le știu pe toate. Da, pornim. Ulei. Așa că se ungem fundul tigăii. Și o să încep să pun pulpele la prăjit. Uleiul de măsline se încinge foarte repede. De dor mai repede ca cel de foaia soarelui. Ați văzut? În câteva secunde. Perfect. Am tăiat și legumele, ardeiul mai mare, ca la ciorbă, ardeiul și ceapa mai mari, ardeiul de puțin mai mărunt, am tăiat doar un ardei de deocamdată, usturoi și ghimbir, ghimbirul cel mai mărunt, e foarte aromat și nu vrei să dai de o bucată mare. Pulpele mele s-au prăjit, acum o să las focul mic și le scot. Am scos pulpele în același ulei. Prăjim întâi ceapa, ghimbirul și usturoiul pentru 2 minute. Vai ce bine miroase. Ardeiul gras și ardeiul iute. Ce culoare frumoase am aici. O să dau focul puțin mai tare. Așa. Suficient. Nu le lăsăm să se topească, nu facem tocană, nu le transformăm în sos. Acum, un bol de orez. Ăsta nu trebuie hidratat înainte. Prăjim puțin și orezul.
Să spargem puțin bobul, să iasă amidonul din el. 2-3 minute la foc mic. Suficient. Acum la fel o să pun cam jumătate de linguriță de chimion. Jumătate de linguriță de boia dulce afumată. Puțină sare. Nu lăsăm mult, nu vrem să ardem boia. Devine amară. Atât. Acum stocul meu de găină în care e gheață. L-am scos de ieri din congelator. Se topește el. Ia să vedeți ce lucru se topește. Arată ciudat cu busta de gheață acum. Durează un minut. Un minut a durat să topească cubul. Apă nu mai pun. Este perfect. Acum o să le pun cu mâna. Na. Pulpele. Frig. Așa. Bun. Focul mic acum și capac. Acum vede și firma. Lăsăm așa la foc mic până sunt gata. O să vă spun cam cât durează. Mâna Maicii Domnului. Miroase asta. Nu vă imaginați. Abia acum a început să înflorească. Asta e plin de fructe. Pus anul trecut. Este incredibil. Un păr ceva. De uștean. Bogdanei. Zoro. Nebunul. A început să înflorească și Iasomia. Asta miroase cel mai bine dintre toate. A crescut mare. Uite. Eu acum o să opresc focul. Pun capacul. Și las așa 10 minute. El încă se coace. E unul cu un flex mare acolo, dacă nu m-a zăpăcit. Nu se lasă până nu arde flexul ăla. Nu se lasă. Flexul trebuie folosit, nu știu, 20 de secunde, lăsat puțin. Îl ține în continuu, în continuu. Nu e a lui, îmi dau seama, dar... Uite. Hai de mine, de uite. De jumătate de oră m-am terminat. Cred că de oră. Orezul meu, în stil asiatic, să zicem, este gata. Uitați ce frumos s-a umflat. Este foarte important, după ce terminați de gătit, lăsați-l cu capac măcar 10 minute. O să-i pun acum. Invers.
trei frunze de pătunjel de la mine din grădină. Așa. Încă puțin ardei iute. Na, uite cât de bine arată. Puteți să-l gătiți diferit de mine, fără ulei de susan, fără ardei iute, cum vă place dumneavoastră, dar tăiați așa legumele mari și o să vă placă cu siguranță. Asta e rețeta mea pe ziua de azi. Ah, am uitat, eu am aici ca bogații amari, doar eu și Țiriac ne mai permitem să mâncăm cireșe de mai. Glumesc, bineînțeles. Mi-a adus cineva acum o lădiță. Sunt extraordinar de dulci. Extraordinar. Zici că sunt de alea de vară. Nu știu ce denumire să pun la această rețetă. Eu v-am arătat așa o zi la mine în curte. Nu este cine știe ce rețetă. E, o face oricine. Na. Pentru mine este foarte, foarte gustoasă și sănătoasă. Dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere, poftă bună. Nu uitați, țin legătura. Legătura mea este mai mică pentru că crește într-o jardinieră, dar este netratată, arată bine și foarte gustos acest pătrunjel. La revedere! Doamne ajută!